Zilele culturii în Aninoasa sunt adevărate zile de sărbătoare, așteptate cu mult interes, deopotrivă de localnici, cu mic cu mare, dar și de dâmbovițeni în general. Și pentru că educația este cea mai importantă, autoritățile publice locale au deschis seria manifestărilor programate în ziua de joi 8 octombrie cu inaugurarea școlii gimnaziale Aninoasa, un proiect prin care unitatea de învățământ a beneficiat de reabilitare termică, dotare cu echipamente și mobilier specific în cadrul unui proiect în valoare totală de peste 500 de mii de lei. La eveniment au participat oficialități locale și județene în frunte cu senatorul Adrian Țuțuianu, care a făcut un tur al școlii și a discutat cu elevii și cu profesorii. Da? Bine! Salut! După un efort substanțial pe care l-am depus noi, autoritatea publică locală împreună cu școala, prin proiectul pe care dumneavoastră ne-ați încredințat toată capacitatea profesională, juridică și economică în ceea ce privește accesarea unui proiect privind reabilitarea școlii noastre, școală în care ne aflăm. Reabilitarea constatând parchetul în toate sălile de clasă, lambriul în toate sălile de clasă și pe holuri, zugrăvit în interior, exteriorul placat cu poliester și izolația termică, de asemenea zugrăvit cu vopsea texturată și acoperișul, schimbarea tablei respective. Valoarea investiției s-a ridicat la 504.000 de lei vechi, deci 5 miliarde de lei vechi, dintre care 55.000 au fost suportați de către Consiliul Local. De asemenea, am avut un alt proiect privind dotarea cu următoarele componente. Laptopuri 9, tablă magnetică 7, videoproiector 6, multifuncțional laser 1 și sistem PC, de asemenea, două bucăți. Primarul Constantin Maricescu a vorbit și despre problemele cu care localitatea se confruntă. Din cauza scăderii numărului de elevi, a fost nevoie de închiderea unor școli care așteaptă acum o nouă destinație. Trebuie să găsim soluții, dacă ne puteți sprijini și la nivel județean sau și parlamentar, în așa fel încât școlile cele două de la Vifărăta și respectiv Aninoasa să le găsim altă soluție de destinație. Fie că anumite Săteni și Vifărăta. Fie că să vină din oraș, dacă nu mai au și sunt prea aglomerați, să învețe aici, le-am pus la dispoziție și cu siguranță Consiliul Local va fi de acord cu toate utilitățile, dar numai să le populăm, că este păcat. Școli profesionale ar fi interesant sau alte activități. Profitând atât de prezența oaspeților, cât și a cetățenilor din localitate, autoritățile publice locale au prezentat și noile achiziții din parcul de utilaje al primăriei Aninoasa. Mașină de tăiat iarbă, aparat de tăiat iarbă care se poate instala tot pe acest utilaj multifuncțional. Iar basculanta care poate să fie basculată pe trei părți, cu care putem să cărăm diferite materiale necesare bunei funcționări a autorității publice locale. Am ținut să vedeți cu această ocazie toată baza de utilaje pe care le avem la Serviciul Public de Întreținere Comunală. Serviciul public înființat încă din 2004, atunci la momentul respectiv era din punct de vedere contabil de sine stătător, avea personalitate juridică, însă prin ordonanța 50 din 2010 a fost obligat să reducem numărul de personal și toți salariații de aici, care vedeți în partea dreapta a mea, sunt salariații primăriei de la Serviciul Public de Întreținere Comunală, împreună cu șeful lor, domnul Mareș Emanuel, care răspunde de ei. Ne facem toate problemele noastre necesare din localitate, până când am și construit case pe ajutor social. Deci până acolo am reușit să rezolvăm cu ei. Acolo avem pe domnul Mateu, șeful Serviciului Voluntar la nivel de comună Aninoasa. Două tractoare, una avem expus cu lamă de zăpadă, unul este fără lamă, care tractează remorca când este nevoie să cărăm material. Deci material putem să cărăm cu cele trei, cu remorcă, cu utilajul multifuncțional și cu camioneta respectivă, cu Fordul. Eu zic că suntem pregătiți și chiar suntem pregătiți pentru orice eventualitate și orice cantitate de zăpadă. Lucrăm și zi și noapte, când a fost zăpada la 2-3 noaptea, când a fost nevoie, decât am comunicat între noi primar, șef serviciu voluntar de urgență și respectiv șeful serviciului public de întreținere de la comuna Aninoasa. Spun în numele aparatului primării și Consiliul Local să stăpânim sănătoși. Noi să vă mulțumim că ați venit să vizitați, să le vedeți și să aveți încredere că
Comuna Ninoasa face față la orice problemă administrativă. Manifestarea care a deschis practic seria de evenimente destinate culturii a fost Primăria Populară, o ședință festivă de Consiliul Local, unde aleșii, gătiți în straie populare, au decernat titlul de cetățean de onoare al comunei câștigătoarei trofeului Crizantema de Aur 2018, Nicoleta Ciucioiu. Ardan, noastră muzicală manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăție neprețuită a comunei pentru toți aceia ce își iubesc patria și neamă, față de cele ce plăcer. Ținând seama de importanța trofeului pe care doamna Ciucioiu Nicoleta a dovândit, colaborat cu solicitudinea Consiliului Local, apreciem că prin acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Ninoasa, doamnei Ciucioiu Nicoleta, tezaurul muzical, păstrarea, transmiterea și recunoașterea lui este îndeplinirea datoriei noastre de a menține vie cultura comunității noastre rurale a Ninoșene, precum și a neamului nostru român. Este pentru prima dată în istoria Ninoasei în care se acordă o distinție ca și cetățean de onoare al comunei noastre. Vă felicităm și vă urăm succes să ne aducem în acest titlu mă onorează și mă face să fiu și mai legată de comuna Ninoasa. Mă încearcă o emoție pe care n-aș putea să vă exprim în cuvinte, însă vreau să vă spun că sentimentul pe care îl simți că ești apreciat și că munca ta nu a fost în zadar, este unul cu totul și cu totul aparte. Vă asigur, dragii mei, de toată dragostea, de toată prețuirea mea, domnule primar Constantin Maricescu, să știți că pe acolo pe unde am avut ocazia să ridic la rang înalt Dâmbovița mea frumoasă, pe dâmbovițenii mei frumoși și iată Ninoasa mea frumoasă, am făcut-o și am făcut-o cu tot dragul. Vă asigur că o să o fac în continuare, la fel, cu toată dragostea și cu toată inima, n-am să vă dezamăgesc niciodată, cu siguranță, și să vă așteptați că la Ninoasa vor mai veni, eu știu, vreo 10-20 de titluri așa importante cu care dumneavoastră să vă mândriți. Manifestările dedicate zilei de 8 octombrie s-au încheiat cu Seara de Poezie, eveniment căruia îi dedicăm pe larg un alt reportaj. Pero!